Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. De data aceasta o nouă campanie, o campanie online organizată de editura Herald, o campanie, aș spune eu, provocatoare. Viața de cuplu este complexă și probabil cu toții am trecut prin tot felul de, hai să le spunem, încercări mai mult sau mai puțin dificile. Cu siguranță, iubirea și relația de cuplu sunt supuse de-a lungul vieții unor provocări, unor tentații, probe ale timpului sau dileme la care încercăm să găsim răspunsuri prin intermediul acestei campanii online, provocări și soluții în relația de cuplu. Cititorii întreabă, psihologul răspunde și a invitaților noștri, bineînțeles, psihologi, psihoterapeuți, coach. Vă invităm așadar în perioada 18-25 noiembrie să aflăm împreună cum putem gestiona și depăși dificultățile și încercările prin care trece de-a lungul vieții o relație de cuplu, așteptând, bineînțeles, și insistând pe acest aspect, așteptând întrebările dumneavoastră, pentru că ne dorim dezbateri interactive, deci așteptând întrebările dumneavoastră pe pagina de Facebook a editurii Herald, întrebări pe care le vom adresa după aceea în registrările noastre, le vom adresa invitaților noștri. Provocări și soluții în relația de cuplu, cititorii întreabă, psihologul răspunde, este astăzi alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog, psihoterapeut și îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să discutăm o temă, aș spune eu, extrem de generoasă, dar în același timp și complex, așa cum spuneam, și poate chiar spinoasă. Deci, Daniela, aș vrea să discutăm în această înregistrare, în acest interviu, atât cât ne permite, bineînțeles, timpul, pentru că noi am mai discutat și cu alte ocazii și n-am epuizat subiectul. Subiectul relațiile de cuplu este un subiect extrem de vast, dar încercăm cu fiecare invitat să le luăm pe bucățele, pe părticele și să le disecăm pe toate și să vedem exact ce putem face în așa fel încât să înțelegem nevoile partenerului și partenerul să înțeleagă nevoile noastre și să avem o relație cât se poate de funcțională, de normală, de sănătoasă, de echilibrată. Și astăzi vom vorbi despre încrederea sau despre neîncrederea în cuplu, bineînțeles, atingând poate și alte mici subiecte, cum ar fi, de exemplu, critica sau reproșurile în relația de cuplu. Hei, mulțumesc, Sorin, pentru invitație și pentru temă. Cred că este foarte binevenită, mai ales acum, când suntem nevoiți, iată, să petrecem cu partenerii noștri mai mult timp împreună. Prin urmare, momentul pandemic ne pune față în față cu cuplul nostru și nu de puține ori rezultatul nu a fost tocmai cel pe care noi îl credeam. Așa că cred că vine fix la momentul potrivit această campanie și sper ca cititorii voștri și cei care vă urmăresc să primească răspunsurile de care poate au nevoie. Revenind la relația de cuplu, viziunea pe care eu o propun este aceea unei entități de sine stătătoare. Să înțelegem că noi, ca și cuplu, nu existăm, nu există acest noi, exist eu, existi tu și ne întâlnim în cadrul relației, dar ne întâlnim în cadrul relației cu o parte din noi. Trebuie să avem conștiința faptului că niciodată nu vom fi totali, compleți într-o relație, fie ea și de cuplu, ci vom aduce acolo mai întâi partea noastră frumoasă și de lumină, partea noastră solară pe care o arătăm partenerului, pentru că suntem în fază de îndrăgostire și vrem să arătăm tot ce știm noi și putem noi să fim mai buni și mai frumoși, iar apoi cu timpul încep să apară și celelalte părți mai puțin luminoase, așa că până la urmă cuplurile care supraviețuiesc nu sunt neapărat cuplurile care trăiesc din iubire, ci care reușesc să armonizeze și să facă să supraviețuiască, să trăiască diferențele dintre noi, nu ceea ce este comun, ci ceea ce ne separă. Un cuplu va supraviețui în timp dacă reușim să
facem ca diferența dintre noi să nu fie dureroasă, ci să o putem integra și să o putem adapta vieții de zi cu zi. Jacques Salomé vorbește de cele patru verbe relaționale, cei patru piloni ai relației, respectiv a cere, a da, a primi, a refuza. Aș insista poate mai mult pe verbul a refuza, pentru că celelalte sunt cumva firești și mi se pare normal să primim, să oferim, să cerem într-o relație, dar mi se pare mai puțin normal, cu ghilimele de rigoare, să refuzăm sau să fim refuzați, așa spunem noi, m-a refuzat sau l-am refuzat pe celălalt. Prin urmare, aș spune din capul locului că refuzul face parte dintr-o relație sănătoasă. Însă, felul cum ne raportăm la refuz, cred că ar trebui un pic regândit, pentru că noi vedem refuzul ca pe o respingere personală, când de fapt oamenii atunci când refuză, refuză dintr-o motivație personală. Eu nu te refuz pe tine pentru că am ceva cu tine sau nu vreau să petrec timp cu tine sau e ceva ce mă deranjează, ci cel mai adesea refuzăm pentru că la momentul propunerii tale, ofertei tale, eu nu eram în posibilitatea de a o primi, nu eram disponibil, nu eram în egală măsură prezent, prin urmare aleg să mă retrag și aleg să refuz cererea ta, propunerea ta, nu pe tine ca persoană. Însă pentru că nu suntem învățați să spunem nici măcar la nivelul limbajului această diferență, ok, nu te refuz pe tine, refuz oferta ta sau propunerea ta sau ceea ce tu vrei să facem mâine, de cele mai multe ori o percepem personal. E un subiect vast și vă invit să reflectați la ideea asta de diferență între a refuza și a fi respins. Legat de încredere, eu vin cu o viziune poate un pic diferită de ceea ce se așteaptă poate cititorii voștri, în sensul în care spunem că ok, o relație de cuplu se bazează pe încredere și respect. Dar cumva încrederea pare să fie conceptul fundamental al unei relații de cuplu. Dar haideți să ne gândim un pic împreună ce înseamnă încredere. De ce am eu nevoie din partea unui partener de încredere? Încredere că ce? Că nu o să mă facă să sufăr. Cumva, nevoia noastră de încredere este nevoia, siguranța, avem nevoie să fim siguri că nu o să mă faci să suferi. Da? Că celălalt nu o să facă ceva ce îmi va produce mie suferință. Întrebarea mea este, ok, de ce există în tine această zonă vulnerabilă care, dacă este atinsă, va produce suferință? Este ca și cum îi cer partenerului meu, ok, vezi, eu aici am o problemă, te rog să nu mă atingi pe ea dacă mă iubești. Pentru că dacă mă atingi, atunci eu voi suferi. Deci am încredere în tine că n-ai să mă atingi în zona asta vulnerabilă. Ce crezi că se va întâmpla în timp? Nu știu, va atinge exact zona aceea. Ok. Deci, încrederea este cererea de încredere. Mie mi se pare că este mai degrabă cererea vulnerabilităților noastre. Atunci va spune, ok, ce-ar fi să rezolvăm toate aceste vulnerabilități în așa fel încât să nu mai fiu nevoită să cer încredere partenerului meu, ci să merg acolo cu deschidere, curiozitate, bucuria de a-l întâlni pe celălalt, nu cu teama sau cu speranța că nu o să mă facă să sufăr. Există această teamă viscerală aproape de a nu suferi. Ok, iar este un subiect intens și aici, ok, ce e cu suferința, de ce suferim, de ce ne este atât de teamă de suferință, pentru că până la urmă suferința face parte din viață și mai devreme sau mai târziu, oricât ne-am proteja copiii și oricât am investit în ei, vor ajunge să sufere. Bun. Și cred că ar mai fi vorba și de conștientizarea suferinței. Uh-huh. Adică s-ar putea ca unele persoane, unii parteneri să spună, nu, pe mine eu nu sufăr. Uh-huh. Dar cu toate astea să mă deranjeze anumite lucruri. Pentru că vorbeai despre încredere versus neîncredere.
Și cât de important este acest ingredient, încrederea într-o relație de cuplu, așa cum ai spus, și pe lângă asta și respectul și afecțiunea și tandrețea și pasiunea și romantismul și comunicarea și așa mai departe. Cum vede fiecare partener încrederea și lipsa de încredere? Pentru că noi am mai discutat în nenumărate rânduri, cu alte ocazii și în alte emisiuni, am mai discutat despre acele răni. Pentru că dacă tot am pomenit de suferință, s-ar putea să nu conștientizăm suferința. Da, Pentru că, care avem. Exact, pentru că sunt acele răni despre care vorbește Jacques Salomé, pe care de altfel le amintește, le menționează, scrie despre ele într-o carte și Lis Bourbon. În momentul în care celălalt partenerul îmi înșală mie un anumit set de așteptări, eu mă aștept ca tu să îmi fii, nu știu, fidelă. Da? Facem diferența, bineînțeles, între fidelitate, poate într-o altă înregistrare, despre fidelitate și loialitate. Mi se pare un subiect extraordinar, pentru că multă lume confundă. Multă lume cred că confundă fidelitatea cu loialitatea și sunt lucruri total diferite. Și multe alte lucruri care țin de partea aceasta de încredere. Chiar dacă ni se ascund niște lucruri, să spunem, suntem mințiți sau suntem, așa se mai spune, minciună prin omisiune. Există acolo un caracter duplicitar în relația respectivă din partea unui partener și care nu are legătură neapărat cu fidelitatea. Adică persoana respectivă poate să fie foarte fidelă din punct de vedere emoțional și din punct de vedere erotic-sexual partenerului, dar să aibă niște proaste, să le spunem, obiceiuri în a minți. Și acum dau un exemplu foarte, foarte banal. Am cumpărat ceva pentru... Avem parte, să spunem, presupunem, de un partener puțin mai strâns la pungă, ca să zicem așa, la portofel, da, ca să nu spunem chiar zgârcit. Okay. Și cumpără un lucru, orică și îl cumpără personal, partener, poate să fie femeie sau bărbat, nu contează, sau că este pentru casă, sau orice altceva, chiar nu contează. Și pe acel produs, să zicem, el a costat 30 de, nu, a costat 50 de lei sau 80 de lei și partenerul vine și spune, a, am dat doar 15 lei, știi, sau 20 de lei. Asta mă duce cu gândul la Titanic Vals, dacă știi, domnul Necșulescu. Exact asta vreau să spun, de la Măgeană. Pălăria, da? Să nu se supere soția, a, mi-a dat-o gratis, a, am luat-o cu 3 lei. Sau, da? Și acolo există un soi de lipsă de încredere, de duplicitate. Și pentru că tot mi-ai permis să fac această mică paranteză, am să prezint și o carte, apropo de neîncredere, Harriet Lerner, Dansul relațiilor, o carte superbă în colecția Pas în doi, care face obiectul acestei campanii. Cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați sau disperați. Un subtitlu mai mult decât sugestiv. Și am să prezint și cartea la cameră. La cameră. Ok. În cazul exemplului tău, cu siguranță că dacă s-a ajuns aici, de-a lungul relației, au fost suficient de multe momente când atunci când adevărul a fost spus, a fost criticat și persoana respectivă a fost poate blamată, certată. Prin urmare, ceea ce încearcă partenerul atunci când ascunde prețul corect este să evite, de fapt, scandalul. Deci nu-și dorește să mintă de dragul de a minți, ci practic își imaginează că poate scăpa și că evită evită o discuție inutilă, pentru că de fapt este un detaliu nesemnificativ, pentru el nu este de important că, nu știu, costă 20 de lei sau 50 de lei, dar pentru a evita o discuție inutilă preferă să mintă în maniera aceasta. Minciuna are o funcție de protecție de cele mai multe ori. Când vorbești cu oameni și întrebi de ce mint, de cele mai multe ori răspunsul va fi pentru a-l proteja pe celălalt, pentru că știu că o supără sau îl supără. Și atunci, evident, are o funcție mai degrabă socială minciuna decât ne imaginăm. Este mult mai facilă social, pentru că, să fim serioși, mințim destul de des. Ok, ce faci? Cum ești? Bine.
pot să zic că este o minciună, pentru că, ok, nu tot timpul facem bine atunci când spunem că facem bine. Deci, și atunci, unde este limita dintre minciună și adevăr și câtă minciună și cât adevăr pot să intre într-o relație? Dar este clar că dacă eu încep să am comportamente de disimulare în relație, înseamnă că deja în relație sunt niște zone conflictuale, niște zone nevralgice, pe care de fapt sunt niște puncte nevralgice pe care eu de fapt încerc să nu le ating și încerc tot felul de strategii, tot felul de variante în așa fel încât să nu cumva să apăs pe acele puncte care știu că vor declanșa un război în cuplu. Așa că ăsta este cumva rolul minciunii. Sigur că atunci când partenerul își dă seama că nu costă 30 de lei, ci costă 50 de lei, se atinge punctul respectiv și chiar se ating două, și anume faptul că ai fost cheltuitor și ai dat atât de mulți bani pe chestiunea respectivă și mai și mințit. Exact. Ok, neînțelegând faptul că dacă am ajuns să mințim într-o relație, ar fi bine să ne întrebăm dacă celălalt a ajuns să ne mintă într-o relație, așa cum spunem, ok, să ne întrebăm, dar eu ce am, cu ce am contribuit și eu de s-a ajuns aici? Ce anume din reacția mea, din comportamentul meu, l-a făcut pe celălalt să mintă? Poate că nici eu nu sunt suficient de deschisă la adevăr, poate că și reacțiile mele de până acum la adevăr au fost destul de brutale și destul de arțăgoasă, prin urmare, ok, oamenii evită suferința, așa cum spuneam mai devreme. Inclusiv de genul acesta minoră. Oamenii nu vor să sufere sub niciun aspect, așa că evităm pe cât posibil suferința, uneori producând sau hrănind cumva o altă suferință viitoare care va fi mai mare. Dar de suferință nu scăpăm oricum. Asta ca să fiu liniștiți. Aș face totuși aici o diferență între, mi se pare important să fac o diferență între relație și sentiment, pentru că cred că mulți oameni confundă lucrurile în sensul în care își imaginează că dacă au o afecțiune pentru un partener, dacă au un sentiment de iubire, de exemplu, pentru cineva, este obligatoriu să am și o relație cu acea persoană. Dacă cumva este reciproc sentimentul, adică și celălalt mă iubește, nu doar eu îl iubesc, considerăm că este cumva premisa suficientă pentru a porni într-o relație. Ei bine, nu. Iubirea nu este suficientă și poate că ar fi interesant să vorbim un pic despre miturile privind iubirea, pentru că suntem hrăniți cu o mulțime de mituri legate de iubire prin literatură, prin muzică, prin tot ce înseamnă frumos, unde ni se spune această idee generoasă de altfel că iubirea este suficientă, iubirea mută munții din loc. Ai atins un punct pe care chiar vreau să-l discutăm, ai atins un punct foarte sensibil, pentru că într-adevăr există acest mit și uite, îți mărturisesc sincer, fiind înscris pe multe grupuri pe zona aceasta de psihologie, psihoterapie, dar mai ales și pe psihologia relațiilor, am văzut la multe postări tot felul de comentarii legate de faptul că iubirea este suficientă și mai ales din partea doamnelor, din partea sexului feminin, în care se spune, domnule, dacă există iubire, dacă există sentimente, nu mai contează nici diferențele de vârstă. Uite, un alt subiect pe care mi-aș dori să-l discutăm. Nu contează nici diferența de vârstă între cei doi parteneri, nu contează poate nici diferențele, să spunem, educaționale sau culturale și multe, multe alte lucruri. Da, la început lucrurile așa par. În aparență, pentru că vorbim despre perioada aceasta hormonală, perioada de impresionare, exact, de cucerire, de sensibilizare a celorlalte, în care fiecare dă ce are mai bun, da? Vorbind acum sincer și fiind ușor mai, nimeni nu este atât de fraier încât să vină și să spună, știi, eu sunt groaznic. Deci eu ca partener sunt groaznic, sunt indezirabil. Adică nu sunt plin de defecte. Nimeni n-o să vină să facă lucrul acesta. Și atunci ne prezentăm exact în ce spuneai tu la început, în acea lumină solară, da? Și ne dăm seama că de fapt trec câteva luni. Există într-adevăr și pasiune, există și romantism, există și iubirea aia de început,
Dar în momentul în care conviețuiești cu cineva, zi de zi, și când atât tu ca persoană sau partenerii, cât și relația ca entitate ajunge să fie supusă unui tir zilnic, aș putea spune, de greutăți, de încercări, de provocări și așa mai departe, tot. Pentru că luăm situația unei familii, să presupunem, cu doi copii, da? O relație de cuplu este mult mai încercată și știu vorba ta și o să o spun de câte ori, o să am ocazia, faptul că un copil... De relație de cuplu? Da, mie nu-mi place să spun că distruge, dar un copil... Nu demontăm un mit. Demontăm iarăși un mit. Copilul este rodul iubirii și sudează și mai tare relația și așa mai departe. Nu. O să vedem că într-o relație în care sunt doi parteneri, doar ei doi, șansa ca relația respectivă să meargă mai bine este mai mare decât atunci când există un copil, doi sau chiar trei copii. Da? Exact. Pentru că timpul nostru trebuie să-l manageriem în așa fel încât timpul nostru să-l împărțim atât partenerului, cât și copiilor. Nu mai zic de gospodărie, casă, familie, plătit facturi, să repari în stânga, să repari în dreapta, fă piața, fă mâncare, ocupă-te de lecții. Există o multitudine de task-uri care nu mai țin în plină pasiune, iubirea aia de la început, îndrăgosteala aia din primele luni. E, asta mi se pare mie, apropo de ce spuneam eu în introducere, asta mi se pare mie o probă esențială a unei relații de cuplu și aici mergem pe acele diferențe despre care ai vorbit tu. Da, cumva pentru mine îndrăgostirea este energia care ni se dă pentru a construi relația. Deci dacă am fi conștienți de faptul că îndrăgostirea este faza în care putem să punem bazele unei relații solide de cuplu, aș fi minunat. Din păcate, din punctul meu de vedere, irosim îndrăgostirea, aruncând toată acea energie imensă, pentru că este o explozie de energie acolo, inclusiv erotică, o aruncăm în pasiune. Și atunci noi nu construim ceva. Ca dovadă, multe cupluri, după ce au trecut de faza hormonală, își dau seama că, ok, cine e străinul din fața mea? Pentru că nu reușesc să construiască o relație de cuplu. Nu suntem învățați, în primul rând, să diferențiem între cele două și apoi nimeni nu ne învață cum să construiești o relație de cuplu. Pentru că iubirea e suficientă, nu? Ei bine, nu este suficientă, pentru că pentru a fi într-o relație de cuplu, sunt necesare câteva elemente. În primul rând, depinde de capacitatea fiecărui partener de a ști să fie relațional. Ok, nu, să avem o capacitate relațională. Care este capacitatea ta de a relaționa? Ce înseamnă capacitatea de a relaționa? Înseamnă abilitatea de a fi împreună cu celălalt în așa fel încât să îi respect limitele, să-mi respect limitele, să rămân la capătul meu de relație, să conștientizez că doar jumătate din relație mi aparține și toate regulile de igienă relațională, cum le denumim noi. Dincolo de asta, să construiești o relație în fază de îndrăgostire înseamnă să construiești, spre exemplu, cum îmi place mie să spun, niște rutini relaționale. Este momentul în care eu pot, ca și cuplu, să-mi dezvolt mici rutini. De exemplu, nu plecăm dimineața până nu ne sărutăm sau nu ne culcăm seara supărați sau nu, adică mici reguli de trai în comun. Este perioada perfectă de a crea aceste reguli care sunt doar ale noastre, ale cuplului nostru, de trai în comun, pentru că ele vor susține relația atunci când pasiunea va trece și iubirea va trece. Sigur că iubirea se va transforma poate în atașament, se va transforma în prietenie, se va transforma în tandrețe, în ok, există variante, dar o relație vie, sănătoasă, o relație în care simt că cresc, evoluez, va hrăni sentimentul de iubire. Pe când o relație toxică, o relație abuzivă, o relație în care nu sunt satisfăcută nevoile relaționale, va distruge sentimentul de iubire. Oricât de multă iubire ar fi, când ea nu este susținută, nu este
nu se află la baza ei o relație care să o, s-o, e ca un foc unde pun așa câte un lemn, știi? Ok. Dacă nu este hrănită de relația acea iubire, se va stinge în timp. Deci, păstrăm sentimentul de iubire mai mult timp dacă reușim să creăm o relație bună, așa cum sentimentul de iubire inițial este cel care ar trebui să fie premisa unei creieri, unei relații. Și le spun adesea celor care sunt la început de relație și se îndrăgostesc. Ok, când ești la început de relație, cum comunicăm noi la început de relație? Ce faci? Bine, ți-e dor de mine? Da, ți-e dor de mine? Da, perfect. Și am închis conversația. Adică cumva este doar o reasigurare a sentimentului de iubire. După ce mă asigur că, că încă mă iubești, ok, conversația se termină. Când abia de acolo încolo ar trebui să înceapă. Ok, cu ce valori ai, ce principii, unde vrei să ajungă viața ta, dacă eu mă pot plia peste visul tău de viață, pentru că putem să ne iubim foarte mult și să... Asta este chiar un caz real. Am avut o femeie cu care am vorbit, care a cunoscut un bărbat care, bineînțeles, era special și deosebit. Toți bărbații sunt speciali și deosebiți la început, pe care știm cum ajung. Ok, era deosebit, era special. Și eu i-am sugerat să pună, eu recomand niște întrebări pentru începutul relației și spun, ok, pune aceste întrebări de început de relație. Și una dintre întrebări era, ok, cum îți imaginezi că va fi viața ta la pensie? Sau... Și el a spus... Îmi imaginez că o să locuiesc într-o cabană la munte și o să cresc capre. Și în momentul ăla s-a trezit, pentru că evident era un vis de viață pe care ea nu îl împărtășea, nu ar fi vrut să plece din oraș, nu se imagina crescând capre. Deci, iată cum, deși există iubire, dacă avem visuri de viață diferite, dacă avem valori diferite, dacă avem principii diferite, dacă avem dorințe ascunse diferite, eu indirect mă voi îndrepta către acel vis. Pentru că e în mine. Cu cât ele sunt mai distanțate unul de altul, cu atât drumurile noastre la un moment dat se vor distanța, pentru că ne îndreptăm fiecare spre altă zonă. Și atunci oamenii ar trebui învățați ca încă de la începutul relației să știe să-și construiască o relație corectă. Pentru că mă trezesc apoi că stau 5 ani, stau 10 ani într-o relație și, de fapt, amândoi ne îndreptăm către două destinații diferite, poate chiar opuse. Și apoi spunem, ok, am pierdut 10 ani de viață. Ai o întrebare sau ce? Am o întrebare. Te rog. Acum mă voi erija în glasul cititorilor și voi veni cu câteva întrebări. Hai să presupunem, te-am ascultat cu mare atenție, apropo de obiective comune, dincolo de iubire, da? Am conchis cumva că iubirea nu este suficientă. Dincolo de iubire. Pasiuni, hobby-uri comune, obiective, valori, principii de viață, scopuri, țeluri comune. Bun. Ce facem, de exemplu, de fapt, întrebarea e cât de important este atașamentul sau cât de sănătos este atașamentul, da? Bineînțeles că probabil că nicio relație sau unele extrem de puține relații după 20, 25, 30 de ani de căsătorie sau de relație mai există pasiunea aia din primii ani. Nu, e foarte, foarte greu, da? În primul rând, până la urmă și biologic, da? Ne-am cunoscut la 20 de ani sau la 25 de ani și au trecut peste noi alți 25, da? Și acum avem 50 sau poate chiar mai mult. Nu mai suntem, nu mai ardem ca la 25. Bun. Transformarea iubirii în atașament este într-o oarecare măsură sănătoasă. Și când spun atașament, mai adaug încă ceva. Atașament, respect, prietenie. Uh-huh. Și puțină pasiune. Normal, nu ca cea din primii 3 ani, să zicem, de relație sau 5 ani.
Deci nu s-a stins de tot. Este sănătos atașamentul ca o relație să fie funcțională? Și această întrebare are cumva legătură cu următoarea. Ce fac dacă într-o relație, de exemplu, ajungem la o vârstă, să zicem, în jurul vârstei de 50 de ani, după 25 de ani, 27, 29, 30 de ani de relație, și unul din cei doi își descoperă anumite pasiuni, sau spun descoperă, nu redescoperă, anumite pasiuni sau hobby-uri pe care nu le avea. Pe care nu le avea la 25-30 de ani. Da? Și el, el sau ea le descoperă la 50 de ani, da? Și ei își dau seama că de fapt stai, că pasiunea ei este un shopping din ăsta excesiv pe care ea nu l-a avut în urmă cu 20 de ani. Pasiunea lui este să trăiască într-o căbănuță la țară și și-a cumpărat o căbănuță acolo cu care ea este de acord și îi place să meargă weekendurile, da? Că e aer curat și e frumos, dar îi place mai mult să stea în București. Îi place să stea în oraș, da? Dar el preferă mai mult să stea acolo și să crească capre. Așa. Da? Și stă, să spunem, stă câte 2-3 săptămâni. Da. Și? Ok. Ce se întâmplă aici? Iarăși, cred că atingem un mit, și anume că așa cum suntem acum o să fim întotdeauna. Nu. Oamenii sunt ființe dinamice, sunt ființe evolutive și, cum îmi place mie să spun, femeia care sunt astăzi îl iubește pe bărbatul care ești astăzi, asta nu garantează că femeia care voi fi peste 10 ani îl va iubi pe bărbatul care vei deveni peste 10 ani. Deci, iarăși este o ține de miturile acestea, cum ok, ne căsătorim și ne căsătorim pentru toată viața, sau dacă ne iubim cu adevărat, o să rezistăm 50 de ani. Nu, pentru că nu știm în ce fel ne vom transforma. Rămâne să descoperim asta împreună sau separat și da, este firesc să descoper despre mine la 30, 40, 50, poate chiar 60 de ani, să descoper despre mine că ok, dintr-o dată mă pasionează arta sau dansul sau pescuitul sau mai știu eu ce. Și asta ține legat, să știi că cumva tot legat de principii și valori, pentru că am cunoscut inclusiv persoane care au divorțat în momentul când au ieșit la pensie, pentru simplu fapt că își imaginau pensia diferit. Cineva își imagina pensia activ, la fel de dinamic, de prezent, de viu, pe când celălalt a spus, cum am ieșit la pensie, mă uit la televizor și mă odihnesc, toată viața am muncit, e momentul meu de odihnă. Și dintr-o dată, iată, avem două feluri de viață diferite, prin urmare ne separăm pentru că relația nu se mai poate susține. Revenind la întrebarea dacă atașamentul este sănătos. Atașamentul este sănătos, dar este călduț. Și dacă este călduț, adică ok, ne simțim bine, confortabil, relaxant, e plăcut, e safe, e, îl simți acolo, însă oamenii vor să ardă. Așa că atașamentul este safe, dar nu este foarte viu. Este un foc mocnit. Prin urmare, e posibil să fiu tentată mă duc către o zonă pasională pentru că atașamentul de acasă este prea călduț. Vestea bună, indiferent de vârstă. Indiferent de vârstă. Specific. Am văzut povești interesante și la vârste mai înaintate. Da, pentru că e un dar aici. Știi ce e în mintea mea? Țineți minte ideea, pentru că mă gândesc că bun, la 50 și ceva de ani, hai să spunem spre 60 de ani, tu vorbești de păstrarea acelui foc viu al pasiunii cu care sunt într-un totul de acord. Deși repet, nu mai funcționăm ca la 25-30. Nici mintea noastră, nici organismul nostru, nici noi nu mai, parcă n-am mai face la 50 și ceva ce făceam la 20-25. Da? Clar. Și avem această atracție către acel foc despre care vorbești tu. Dar oare este doar reasigurarea, mă gândesc eu, reasigurarea? Eu lansez o ipoteză. Este doar reasigurarea
feminității și a masculinității? Adică e reasigurarea celui, ca femeie, validare. Încă sunt o femeie frumoasă, încă sunt o femeie cochetă și aranjată și îngrijită, încă sunt o femeie seducătoare, încă sunt valabilă, sunt ca să spun. Sunt acela, pe piață. Exact, n-am vrut să fiu chiar așa de... Da, sunt pe piață. Același lucru e valabil și pentru, pentru un bărbat. Da. Dar, da. Dar nu vorbim de o chestie scurtă. Gata, mi-am reasigurat masculinitatea, am văzut că încă sunt valabil pe piață, ca femeie sau ca bărbat, am văzut niște priviri întoarse către mine, e ok, deci încă mai, încă mai sunt în, în target, da? După care, după care, ce fac după, după, după reasigurarea acestei feminități sau masculinități? Rămân în zona aia? Sau, de fapt, mai important pentru mine este acel safe de care vorbeai tu, acea stabilitate, siguranță, familie, locul călduț? Aici intervin diferențele culturale, educaționale, principiile și valorile fiecărui individ în parte. Pentru că dacă pentru mine, ca persoană, familia este o valoare, mă voi întoarce la familie. Dacă pentru mine, ca persoană, descoperirea de sine este o valoare, atunci e posibil să nu mă întorc. De asta spun. N-aș generaliza într-un răspuns absolut, ci vor fi persoane care vor spune, ok, da, am încercat, m-am validat, am văzut că sunt ok pe piața de femei sau de bărbați, ok, mă întorc pentru că, indiferent de ce se întâmplă, familia, domnule, e familie. Și aici vorbim despre un principiu. Dar sunt persoane care spun, ok, mi-am făcut datoria, am crescut copii, sunt independenți, este timpul meu, este viața mea din acest moment, mă voi destrăbăla, nu știu. Ok, și atunci vorbim despre un alt principiu, o altă valoare și atunci avem o altă decizie. Deci nu, nu pot să generalizez. Vor fi oameni care vor alege familia, și vor fi oameni care nu vor alege familia, ci vor spune, ok, m-am sacrificat 20 de ani, copiii au 20 de ani, sunt la casele lor, gata, îmi văd de viața mea. Mi-am făcut datoria. Și atunci, mie asta îmi spune că tu nu ai stat acolo într-un cuplu pentru că ți-ai dorit, ci pentru că te simțeai în datorie, în obligație, poate chiar în sacrificiu. Și atunci, vezi, ai văzut toată perioada asta ca pe un supliciu, ca pe un chin, ca pe o corvoadă și spui, ok, gata, am bifat, am scăpat, am terminat cu această corvoadă. Deci, nu știu, răspunsul diferă de la persoană la persoană și de la propriile principii și valori care țin de educație, de religie, de mediu, inclusiv financiar. Detalii care pot să cântărească greu într-o astfel de decizie. Constatarea pe care eu o fac, dar este pur observațională, nu am niciun studiu în spate sau nu am făcut din asta un subiect neapărat de studiu, este că din ce în ce mai mulți oameni, sau mă rog, generația mea, generația noastră, este mult mai dispusă să renunțe. Adică dacă cumva generația părinților noștri era generația care se întorcea la familie. Acum, cred că, statistic vorbind, sunt mai multe persoane care cu trendul ăsta spiritual, cu trendul ăsta karmic, adică aud femei care îmi spun, gata, l-am întâlnit, el de fapt este karma mea, mi-a spus-o psihologul, numerologul, gata, divorțez, nu știu ce. Ok, deci mi se pare că te refer la un astăzi bărbat. Se iese mai ușor din familie. Da, știi ce mi se pare mie? N-am zis ce ai spus. Zic, te refereai la un bărbat, adică femeia l-a găsit pe acel bărbat. El e karma, sufletul, da, părinte, da. Bla, bla. Care iară sunt niște mituri despre care mi-aș dori să mai vorbim, poate, în altă... altă discuție. În altă discuție. Care, iarăși, cădem de comun acord amândoi, că nu e decât un mit și că mie mi se pare o chestie așa ciudățică, când vii și... Ca orice început. Orice început e frumos în orice relație. L-ai găsit pe Xulescu,
la 40 ceva, 50 de ani și spui, wow, cum ai spus tu, el e karma mea, el e nu știu ce, el e nu știu cum, el e... Destinul meu, viața mea. Da. Și afli după vreo 2-3 ani că de fapt lucrurile nu stau așa. Da? Și apoi iar... E un mecanism și aici, dacă vrei, putem să discutăm despre asta la un moment dat, pentru că e un mecanism interesant și cumva începe să mi se contureze, am zis că poate să și scriu despre asta, începe să mi se contureze un mecanism. Dar da, văd femeile și bărbații parcă un pic mai dispus să zică gata. Dar, repet, pe fondul acesta al trendului spiritual în care suntem și toată dezvoltarea asta personală și tot ce ține de povestea asta, cumva parcă avem mai mult curaj să spunem gata, nu mă mai sacrific, cum spuneam. Asta numai în cazul în care... Asta în cazul în care unul din cei doi parteneri sau poate chiar ambii parteneri văd familia ca pe un sacrificiu. Pentru că din și aici meu de vedere... pentru că pot să o evaluez ca și un sacrificiu raportându-mă la felul în care eu mi-am imaginat că e familia. Exact. Pentru că iarăși ne fim pregătiți pentru faptul că o să fie greu și că ok, o să fie momente frumoase, dar o să fie și momente mai puțin frumoase și atunci îmi imaginez familia. Nu vreau să fac reclamă la nicio băutură, dar familia aceea fericită care stă în jurul bradului de Crăciun, că tot vin sărbătorile și zâmbește toată lumea și este fericită și așa după Moș Crăciun. Ok, care e o imagine dintr-un film, nu este neapărat... Utopică, da. Exact, ușor utopică și ușor fantezistă, da? Și atunci, evaluându-mi familia raportat la acest ideal, sigur că familia mea pare... o corvoadă. De asta este iarăși important. Cum am ajuns eu să cred că familia mea este un chin și un sacrificiu, dacă este cumva o evaluare destul de subiectivă și destul de, repet, nu foarte realistă, pentru că reperul la care mă raportez este foarte înalt și atunci mi se pare că e o corvoadă, neînțelegând că de fapt familia pe care o am este o familie normală. Pentru că o familie normală este o familie în care copiii se ceartă, adolescentul îți trântește ușa, ăla micul nu vine la masă când îl strigi de 7 ori, bradul, eu am chef, tu n-ai chef, cadourile îți stau pe acolo înșirate, ne uităm, nu ne uităm. Adică nimeni nu vorbește de partea asta a vieții care este reală. Ne certăm că nu duci gunoiul a 15.000 oară, că vasele le pui pe stânga și nu le pui pe dreapta și atunci mi se pare că este o corvadă pentru că nu aud pe nimeni vorbind despre asta și mi se pare că doar mie mi se întâmplă, corect, că doar familia mea este nu știu cum, că doar, că doar eu mă sacrific, da, că doar bărbatul meu nu este bun, ceilalți sunt buni, mai răi, da, 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 ce mai neascultător. Și atunci, iarăși, în momentul când fac această evaluare, iată Facebook-ul, da? Ce spunem noi pe Facebook? Toată lumea este fericită pe Facebook. Deci Facebook-ul a ajuns al doilea rai. Dacă te uiți pe Facebook, n-ar trebui să avem nici anxietate, nici depresie, nici aș muri de foame. Da. Psihoterapeut. Da. Cu toate astea, nu e chiar așa. Dar ne creăm în continuare, ne place mai degrabă să ne hrănim propriile iluzii și propriile mituri. Și proiecții. Și proiecții. Și în felul acesta ajungem să suferim și să credem că asta nu e viața, asta nu e familie, asta nu e căsnicie și tot așa. Când, de fapt, asta este. Dragii noștri, am vorbit astăzi la Cărți Deschise, pentru Minți Deschise, despre neîncredere, despre atașament, despre iubire, cât de importantă este sau nu într-o relație de cuplu, alături de Daniela Dumitrescu, psiholog, psihoterapeut, în cadrul acestei frumoase campanii Provocări și soluții în relația de cuplu. Cititorii întreabă, psihologul răspunde. Îi mulțumim foarte mult Danielei și sperăm la o reîntâlnire pe un alt subiect, pentru că sunt pentru noi doi subiecte inepuizabile, da? Și cu siguranță, așa cum am spus și la începutul interviului nostru, ne dorim foarte mult să interacționăm, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald pentru a intra
în legătură prin intermediul acestei campanii și al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, pentru a intra în legătură cu psihologii, cu psihoterapeuții care ne pot ajuta cu răspunsuri la întrebările noastre. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!